Bani pe lângă pensie Toată lumea trebuie să facă asta înainte să iasă la pensie. Pensiile de stat sunt un element important al planificării ieșirii la pensie pentru majoritatea canadienilor. Aici, planurile înregistrate de economii pentru pensii, RER, permit investitorilor să primească o deducere fiscală a contribuțiilor lor anuale. Banii investiți în plan cresc amânarea impozitului, ceea ce avansează beneficiile randamentelor compuse chiar dacă pensiile sunt destul de mari, iar pensionarii au un anumit control atunci când vine vorba de creșterea pensiilor. Prin amânarea plății până la vârsta de peste 65 de ani, acestea ar putea să nu fie de ajuns pentru a susține financiar majoritatea pensionarilor, potrivit FOL.com. Aici intră în joc economiile și investițiile oamenilor o modalitate de a utiliza economiile, investițiile pentru pensii și a crește pensiile este de a genera un flux de venituri. Contul de economii fără impozitare, TFSA Ideal ar fi contul de economii fără impozitare, TFSA, care aduce două avantaje semnificative față de ireaurile rot. Canadienii care economisesc pentru pensionare își pot reporta contribuțiile în anii următori, în timp ce o astfel de opțiune nu este disponibilă cu ireaurile rot. Dacă un contribuabil în vârstă de 35 de ani nu poate contribui cu 6.000 de dolari în contul său, din cauza unei cheltuieli neprevăzute, anul viitor suma totală admisibilă se acumulează la 12.000 dolari. În acest fel, pensionarii pot obține mai multe venituri pentru a-și ușura povara fiscală. Canadienii nu trebuie să aștepte până la pensie pentru a construi acest flux. Un pensionar canadian primește aproximativ 9.734 de dolari, insuficient pentru a aduce o viață decentă la pensie. Acțiuni canadian utilities Canadian Utilities este una dintre companiile cu cele mai sigure acțiuni care pot fi achiziționate în Canada din câteva motive. Primul este modelul său de afaceri. Fiind o companie de utilități, veniturile care finanțează dividendele sunt sigure, consecvente și rezistente la condițiile economice slabe. Al doilea motiv este istoricul dividendelor Canadian Utilities a fost ridicat la rangul de rege al dividendelor, deoarece a crescut plățile timp de 5 decenii consecutive. Dividendele sunt destul de sustenabile din punct de vedere financiar. Compania oferă în prezent un randament generos de 5,4%. Companie de asigurări Cei care doresc să aleagă dintre acțiunile cu capitalizare mare, Great West este o alegere bună este o companie de servicii financiare cu sediul în Canada, deși operează în mai multe țări. Asigurările sunt afacerea sa principală, deși s-a diversificat și în alte segmente financiare. Mai multe companii financiare operează sub numele Gratuest Oferă un randament generos de 5,2%. Rata de plată este stabilă de aproape un deceniu. O companie de credit ipotecar. Timber Creek Financial este o companie cu capitalizare mică. Oferă soluții financiare structurate companiilor din sectorul imobiliar comercial din Canada. Spre deosebire de giganții ipotecari, companii precum Timber Creek Financial sunt mai agile și mult mai capabile să-și personalizeze împrumuturile și creditele ipotecare la nevoile specifice ale clienților. Veniturile companiei sunt folosite pentru a-și finanța dividendele sunt disponibile în prezent la un randament generos de 9%